Astăzi a avut loc ultima festivitate de înghiere a elevilor din clasele terminale ale liceului. Cei aproape 100 de elevi, împreună cu diriginții și profesorii de la grupul școlar Mihai Busioc din Pașcani, au umplut esplanada în jurul orei 13. Îmbrăcați în robe de absolvent, ei au defilat până la Clubul Copiilor. Aici, în sala de spectacole, festivitatea a început cu imnul elevilor, urmat de momentul de premiere a celor mai buni elevi care au participat la olimpiade, dar și a șefei de promoție. Aceasta, pe nume Maria Panainte, a terminat cu media 9,60 la profilul textil. I-a spus că va urma facultatea cu același profil, iar că peste câțiva ani, pasionată fiind de creație, a declarat că își dorește să reușească să lucreze în acest domeniu. Numele meu este Panainte Maria, reprezint grupul școlar Mihai Busuioc Pașcani. Am terminat cu 9,60. Ce profil? Textil. Emoții mari au fost și pentru directoarea instituției de învățământ, Nadia Voinea. Ea s-a adresat absolvenților clasei a 12-a și a 13-a despre examenul de bacalaureat, dar și că a fost una dintre cele mai bune generații de până acum cu premianți la concursurile școlare. Astăzi este o zi deosebită pentru grupul nostru școlar. Este ziua în care absolvenții claselor a 12-a și a 13-a își țin cursul festiv. Ne bucurăm pentru cei care au absolvit clasa a 12-a. Aceștia sunt cei care vor participa și la examenul de bacalaureat în prima etapă. Le urăm mult succes și așteptăm rezultate deosebite de la ei la examenul de bacalaureat. Printre ei se află și mulți dintre cei care au obținut de-a lungul timpului rezultate și la olimpiadele și concursurile școlare, atât la limba română, la matematică și la disciplinele tehnice, și ca urmare să sperăm că această treaptă de maturitate care reprezintă bacalaureatul va da acest examen maturitatea pregătirii lor.